Haideți să vorbim de prețul puiului. De prețuri. Dumneavoastră anticipați creșteri de prețuri în viitor? Da, cu siguranță prețurile vor crește pentru că prețurile la cereale deja s-au stabilit pentru cultura nouă și nu vedem o scădere la prețurile la cereale. Piața poate suporta până la urmă o creștere? Va suporta. 10-20% la ce creștere? După părerea mea, cred că undeva la 15% va fi o creștere până prin luna iulie. Până în luna iulie va fi o creștere cam de 15%. Cauza prețului majorat o reprezintă în mare parte scumpirea furajelor. De exemplu, doar în ferma de păsări de la Dichiseni, cele aproximativ 60.000 de capete consumă zilnic peste 8 tone de furaje și aproape dublu cantitatea de apă, iar totul este controlat mecanic. Pe panoul principal vedem niște setări a unor parametri pe care noi îi cerem și vedem și parametrii realizați. Pe ecranul 2 vedem consumurile. Cât a mâncat, cât apa a băut, ce sporuri erau. Cât din costul furajului se regăsește în acest cost final de 4 lei, sub 1 euro, deci, pe kilogram în viu? Păi, la 4 lei, costul furajului cred că e undeva la 3,60-3,70 lei. Restul sunt curent electric, salarii. Stați un pic, deci 90% din costul final este furajul? Da, acum da, pentru că noi îl vindem cu 3,80 lei sau 4 lei, dar îl producem cu 4,30-4,40 lei. Deci sunteți în pierdere în momentul Suntem acesta. În pierdere de 7-8 luni. Care ar fi prețul corect până la urmă? 4,50 lei ar fi un preț în care ai câștigat foarte puțin și ai putea să te menții. 4,50 lei, eu zic, ar fi un preț pentru mine ok în perioada asta. Carnea de pui din România a înregistrat la finele lunii mai cel mai mic preț din întreaga Uniune Europeană. A costat aproximativ 1,47 de euro kilogramul. Cea mai scumpă carne de pui a fost însă în Finlanda, dar și Polonia. Deși Polonia are gripa aviară, are voie să mai exporte? Să știți că are voie să exporte. Sunt niște reglementări atât de stranii, numai că și la ei a crescut prețul atât de mult, încât cumpărătorul nu se mai orientează la polonez. Una, că e diferența de calitate, produsul românesc este altă calitate și inclusiv cumpărătorul extern, Bulgaria, Grecia, preferă produsul românesc. Se importă cu un preț mic și o calitate care lasă de dorit. Vreau să spun că se aduc cantități foarte mari de carne, cu acceptul Uniunii Europene, din țări cum ar fi America de Sud, tratatul cu Mercosur al Uniunii Europene. Acolo se folosesc hormoni de creștere. Piața cu China nu cred că se va relansa imediat. De ce? Pentru că sunt niște conflicte economice. Noi ca țară, România, noi nu avem semnate tratate de colaborare comercială pe industria alimentară. Dacă Ministerul Agriculturii n-a semnat cu China. Eu când livram în China, produsul iară ajungea în China, dar eu nu-l livram în China. Eu livram în Vietnam. Eu livram în Hong Kong. Eu livram în Taiwan. Nu o să vă vină să credeți că noi eram un foarte mare exportator de carne de pui în Rusia. Și acum rusul nu mai cumpără de la noi, că suntem în Uniunea Europeană, noi nu putem să ne vindem carnea în afara țării decât foarte puțin și atunci ar trebui să știe consumatorul că noi existăm ca și producător local, să mănânce românește ca să susțină businessul românesc. O situație similară este și în cazul cărnii de porc, care în doar o săptămână la finele lunii mai s-a scumpit cu peste 5%. Față de anul trecut însă prețul este mai mic cu 0,2%. Așa se face că în momentul de față avem cea mai ieftină carne de porc din Uniunea Europeană, de doar 1,46 de euro kilogramul, în timp ce în Suedia aceeași cantitate costă aproape 2 euro.